Florin Tănase gata să o lase pe FCSB pentru Al Nassr Dubai. Capitanul FCSB-ului va câștiga aproape de 3 ori mai mult ca la FCSB dacă va semna cu arabii. El este dorit și în Ungaria. Indiferent de ofertă, voi alege banii, a spus Tănase la finalul campionatului. Un milion de euro pe an este salariul pe care arabii de la Al Nassr Dubai îl oferă lui Florin Tănase. Arabii trebuie să plătească și clauza de reziliere de 3 milioane de euro. Mulți jucători au nevoie de noi provocări. FCSB ar suferi o mare pierdere prin plecarea lui. Un jucător extraordinar. Becali vrea să scape de Cheșeru și Budescu. Cheșeru orice când poate să scrie, Budescu orice când poate să dea o pasă de gol. Dacă vor pleca și ăștia doi, le va fi foarte greu. FCSB e la 10 puncte în spatele liderului CFR. CFR este singura care poate să-i pună pirică, sunt tot CFR-ul. Cred că e evident că CFR nu fără niciun dubiu o să iei campionatul. FCSB și CFR vor începe anul cu derbiul direct. Sper să câștige FCSB, felul ăsta ar mai menține șanse pentru a câștiga titlul.